Vlad Moraru și Pavel Pocatilov sunt obișnuiți cu întreceri de asemenea anvergură. Totuși, pentru ei, orice provocare este importantă, mai ales în fața propriilor suporteri. Pregătirile sunt în toi, iar ambii luptători speră să fie în formă maximă la startul turneului. Fiecare secundă, fiecare timp liber care îl am, mă pregătesc pentru campionat și nu poate fi așa că să nu fiu pregătit. O să spunem și să suntem peste o tună. Lupta s-a lăsat. Încrezut în forțele elevilor săi este și antrenorul sportivilor Ion Gheorghiu. Sperăm să facem față și data asta am luat în considerație greșelile care le-am făcut înainte la celelalte turnee și sperăm să facem o figură mai bună. Turneul KOK World Grand Prix 2011, organizat de Fighting Entertainment Association, va avea loc la sala polivalentă din Chișinău pe 1 octombrie. Moldova va fi reprezentată de 5 luptători, printre care nu lipsesc campionii ultimei ediții, Constantin Țuțu și Dorel Cristian.